Introducerea clasei pregătitoare în cadrul învățământului gimnazial a pus pe jar părinții micuților care vor intra la școală în toamnă. Încă de anul trecut, conducerile școlilor primesc solicitări din partea părinților interesați să-și înscrie copiii la o anumită unitate de învățământ. Aceștia nu au însă dreptul de a face deocamdată înscrieri. Noi am fost asaltați, putem spune, chiar de la începutul anului școlar, de părinți pentru înscrierea în clasa 1. Dar pentru clasa pregătitoare au venit imediat după anul nou. Foarte, foarte mulți părinți au venit, s-au interesat și pentru a nu-i purta pe drumuri, noi am făcut o evidență într-un carnețel cu cei care doresc să se înscrie aici. Anul acesta am încercat prin solicitările care le-am avut să menținem structura școlii. Și am planificat 4 clase 1 și 4 clase pregătitoare. În județul Vaslui sau urmează să se constituie 205 clase pregătitoare și 226 clase 1. Avem cadre didactice pentru a preda la această clasă. Problemele de spațiu de la școala 1 Bârlad, de la școala 6 Vaslui și de la școala 3 Bârlad, cu ajutorul comunităților locale, s-a rezolvat. Pentru prima etapă, înscrierea elevilor în clasa pregătitoare și clasa 1 va începe pe data de 5 martie și se va finaliza pe 19 martie. Începând cu luna mai, toate cadrele didactice care vor preda la clasele pregătitoare vor fi formate pentru activitățile necesare la clasă. La nivelul județului Vaslui, aproximativ 5200 de copii vor intra în anul școlar următor în clasa pregătitoare.